Biserica Ortodoxă Română este în doliu după ce unul dintre cei mai mari duhovnici ai zilelor noastre s-a stins la vârsta de 95 de ani. Este vorba despre părintele Simeon Zaharia de la Mănăstirea Sihăstria, care zeci de ani a alinat sufletele credincioșilor ce veneau din toată țara și așteptau ore întregi la ușa chiliei sale pentru un cuvânt de învățătură. Putem spune că ieroschimonahul Simeon Zaharia este ieșan. S-a născut în comuna Mogoșești din județul Iași la 16 martie 1928, iar la vârsta de 26 de ani a intrat în obștea Mănăstirii Sihăstria, unde avea să fie călugărit un an mai târziu și avea să urmeze școala monahală. Deși, ca orice călugăr, își dorea să trăiască statornic, viața de mănăstire n-a avut întru totul parte de aceasta, dar a știut să facă ascultare și să vadă în orice voia lui Dumnezeu. În anul 1956 a fost trimis la Mănăstirea Putna împreună cu alți 14 părinți de la Sihăstria și cu încă 7 din Mănăstirea Slatina, printre care și arhimandritul Cleopa Ilie, pentru revigorarea vieții monahale de acolo. Deși hirotonit ierodiacon, apoi protosinghel, ca urmare a decretului regimului comunist din anul 1959, a stat o vreme la Mănăstirea Sihăstria ca simplu muncitor. Părintele a fost o perioadă și pe Sfântul Munte Athos. A plecat apoi în Sfântul Munte Athos, unde a viețuit atât la schitul Prodromu, cât și la schitul Lacu, având ascultări de preot, slujitor, eclesiar și duhovnic. În 1 octombrie anului 2000 a fost uns în Schima Mare, cu numele Simeon, de către ieroschimonahul Dionisie Ignat, de la schitul Colciu. În anul 2009 s-a retras în liniște la schitul Înălțarea Sfintei Cruci, poiana lui Ioan, dependent de Mănăstirea Sihăstria, de unde, în anul 2020, a revenit în Marea Lavră a Mănăstirii Sihăstria. Era iubit de toată lumea pentru că folosea cuvinte simple, pline de învățătură duhovnicească. În ultimul său interviu, parcă știa că se apropie sfârșitul pe care îl aștepta cu multă rugăciune. Am plecat de aici, ca nimeni nu rămâne aici. Toți plecăm, o să vedem. Rugăciunea trebuie să fie, dacă se poate, cât mai multe. Cu rugăciune să ne culcăm și cu rugăciune să ne scolăm. Și să n-avem răutate și pomenire de rău asupra nimănui. Dar orice ne-a făcut, orice ne-a spus, orice cu ce ne-a nedreptățit, iertăm că Domnul ne-a iertat pe noi pe toți. Vestea morții părintelui Simeon Zaharia a fost dată de obștea Mănăstirii Sihăstria, care a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.